Primă pentru profesori. Fiecare dascăl va primi o primă de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei pe an și o primă de carieră profesională în valoare de 500 de lei. Banii provin din fonduri europene. Guvernul a decis să acorde aceste prime pentru a-i convinge pe dascăli să rămână în sistem și să îmbunătățească pregătirea profesională. Prima de carieră este primită de toți profesorii din învățământul preuniversitar și universitar de stat, cadre didactice cu grade conferențiar, șef de lucrări, lectori și asistenți universitari. De prime vor beneficia și personalul nedidactic din învățământul preuniversitar și universitar. Potrivit legii care a fost promulgată recent de guvern, prima de carieră didactică în valoare de 1500 de lei pe an poate fi folosită pentru cursuri de formare profesională, achiziționarea de echipamente IT și pentru cărți de specialitate precum și pentru alte materiale didactice. Profesorii pot folosi până la 30% din valoarea primei pentru nevoi personale legate de activitatea educațională. Prima de carieră profesională în valoare de 500 de lei pe an poate fi folosită pentru cursuri de formare și alte activități educaționale necesare pentru îmbunătățirea performanței profesorilor. Banii vor fi primiți anual începând cu luna octombrie 2024 și vor putea fi folosiți până în luna octombrie anului următor.